Bogdan Aurescu, să vă spun câteva cuvinte despre această carte. Mulțumesc frumos. Vreau mai întâi să felicit pe Valentin Aurescu pentru acest volum. Iată că Valentin este doar un comentator harnic și foarte avizat cotidian de politică externă, dar este și un scriitor foarte pasionat și politic. Este o carte despre Europa Centrală și de Est, profesele sale dimensiuni, o zonă care este, așa cum spunea autorul, decisivă pentru balanța de putere dintre Est și Vest. Este o carte necesară, pentru că nu sunt de acord cu această calificare pe care o face Valentina Aurescu asupra acestei zone. Și, așa cum și eu, Vidu, la voi citat din introducere, dați-mi voi și eu să citesc câteva întrebări pe care la pagina 17 a volumului autorul le pune. Se va dezangaja Statele Unite din Europa sau din potrivă și va întări prezența strategică pe flancul estică al NATO? Va mai înainta Occidentul și în zona tampon dintre UE, NATO și Rusia, adică în Ucraina, Republica Moldova și Georgia, sau a reușit Putin să oprească definitiv înaintarea vestului? Se vor avea plin de conflicte înghețate, vor avea fără noi conflicte în regiune. Cine va câștiga competiția pentru influență în Balcanii de Vest? Cât de relevantă va deveni China în regiune? Va rezista relația transatlantică? Și care vor fi efectele asupra Europei Centrale și Vest în cele două situații posibile? Care vor fi alianțele și colaborările viitorului între marile puteri sau confruntările dintre acestea? Sunt întrebări extrem de pertinente, cărora Valentin Aurescu încearcă să le dea un răspuns. Până la urmă, este o carte extrem de importantă, pe care o apreciez nu doar ca diplomat, dar și ca absolvent de istorie, specializat în istorie contemporană. Este o carte, până la urmă, despre fascinația periferiei. Pentru că periferia este un loc atât de interesant. Atât de interesant, pentru că atunci când eram ministru de externe, am dedicat România Română a diplomației române conceptului de stat, România ca stat la frontiera externă a Uniunii Europene și a NATO. Discutând până la urmă care este rolul pe care România trebuie să-l aibă în această zonă. Un rol de punte, un rol de stat care până la urmă cunoaște foarte bine această zonă, care este privit cu simpatie și prietenie de către cei care se află dincolo de această frontieră și care are până la urmă sarcina de a transforma această frontieră, acest limes, de faptul un port de transfer, de prosperitate, de stabilitate și de democrație. Întrebările pe care autorul și le pun în acest volum sunt tocmai despre acest destin pe care România îl poate avea în această zonă, ca reprezentant, dacă vreți, al comunității de valori din care facem parte, din Europa și NATO. Este o carte extrem de interesantă pentru că face și radiografia transformării. Este radiografia tranziției, radiografia limitelor tranziției în ultimii 30 de ani în această regiune. E o întrebare subsecventă care devine tot mai mult pregnantă în ultima parte a lucrurilor, și anume dacă procesul de liberalizare și de europeanizare și-a atins anumite limite, ceea ce fără doar este o perfectă conexiune cu ceea ce înseamnă tranziție și transformare în această regiune, dincolo de, sau legat de, dar un pic separat de influența pe care mai putere la Europa Centrală și de Est. Capitol foarte important în carte este dedicat implicării Statelor Unite în regiune și am apreciat conexiunile logice pe care autorul le face în evenimente pe care de altfel nu le cunoaștem din cotidian, dar poate cărora nu le-am atașat importanța cuvenită sau nu am atașat conexiunea logică dintre unul și altul. Iată, de exemplu, în acest capitol, autorul face o analiză interesantă a momentului matriță, atunci când nu am fost invitați în 1997 să aderăm la NATO, cu implicații importante asupra lansării parteneriatului strategic cu Statele Unite. Autorul vorbește despre declarația de parteneriat strategic pentru secolul 21 și despre acordul privind scutul antirachetă pe care am avut în care să-l în numele României.
Iarăși, un capitol foarte interesant este ridicat rolul transformator al Uniunii Europene în regiune, în Balcanii de Vest, în Europa de Est, parteneriatul estic, limitele pe care parteneriatul estic le are sau ceea ce ar trebui să facem pentru ca parteneriatul estic să-și depășească limitele. Iarăși sunt pasaje foarte pertinente și interesante care sunt aduse la zi cu privire la ce înseamnă cooperarea regională în această zonă, de la semnificația și transformările formatului Visegrad până la formatul de nou și inițiativa celor trei mări unde România își aduce prin contribuția președintelui Davis un aport important, un rol foarte important pentru acestor formate. Iarăși avem o radiografie foarte interesantă a Rusiei, a oaselor Rusiei, a transformărilor în care a trecut în 30 de ani a influenței pe care exercită sau încearcă să exercită în statele în regiune. Iarăși un capitol interesant este dedicat Chinei și un potențial pe care China îl are. În ultimul rând am remarcat capitolul despre populisme și suveranisme, despre criza potențială a proiectului european, în care sper că nu trebuie să credem și trebuie să facem tot ceea ce este în putință la România, face acest lucru, inclusiv în summitul de la Sibiu care s-a întâmplat recent în România, ca proiectul european să nu intre în criză mai mult și cu potrivă să se relanseze. În sfârșit, în finalul părții, discuția foarte interesantă despre cele trei teorii despre regiune, între integrare, între zonă canton și respectiv între o zonă care este supusă competiției acerbe, crescute între marile puteri. Este o întrebare interesantă pe care pune aici Valentina Onescu despre cum am putea să definim această zonă în prezent, între aceste trei variante de lucru, poate că până la urmă nu este decât o combinație în proporții diferite din toate, pentru că până la urmă suntem de partea bună a IMES-ului de data asta și nu se mai pune problema unei alte zone de influență. Totuși, orice zonă de periferie este în același timp, sau mă rog, se încearcă întotdeauna să devină o zonă tampon, așa cum la rândul nostru putem încerca și alții încearcă să transforme ceea ce este lângă acest limis, lângă această frontieră, să creeze o zonă tampon. Și în sfârșit nu putem nega existența unei competiții între mai multe. Până la urmă, cred că nu putem decât să fim de acord de reprezentat susținut concluzia la care ajunge autorul și anume aceea că apartenența la Uniunea Europeană, apartenența la NATO, relația dintre SUA și Uniunea Europeană, ca relație solidă, relație transatlantică solidă, reprezintă până la urmă ecuația optimă pe care România și statele din regiune trebuie să o susțină. Și acesta este până la urmă și politica externă pe care România o face cel puțin în ultimii 4 ani, în mandatul 5 ani, în mandatul președintelui Iohannis. Dați-mi voie în final să spun că este o carte care se citește ușor, deși nu este o carte ușoară. Eu am reușit să citesc acest volum în aproximativ o zi și o noapte, pentru că în momentul în care am pus mâna pe această carte, n-am putut să o las din mână până nu am terminat-o. Este o carte pasionantă, este o carte, în același timp, pe înțelesul tuturor. Este o carte care explică, și o carte care explică logic, și care leagă abil punctele de interes și informațiile deja cunoscute într-o logică care curge într-o lectură agreabilă. Într-o lectură care, până la urmă, rămânește cu privire la ceea ce trebuie să știi, esențialul pe care trebuie să-l cunoști despre această zonă și despre politica marilor puteri în Europa Centrală și Vestă. Nu pot decât să îl felicit încă o dată pe Valentin pentru acest volum și să urez multe alte volume la fel de interesante sau poate și mai interesante decât acestea. Mulțumesc!